Alegerile parlamentare se vor desfășura pe 11 decembrie, potrivit unei hotărâri adoptate în ședința de miercuri a Guvernului. Instituția a aprobat și completări la legislația electorală pentru a facilita exercitarea dreptului de a alege pentru cetățenii români cu domiciliu sau reședință în străinătate. Se introduce posibilitatea cetățenilor români cu drept de vot să își exercite dreptul electoral pe liste suplimentare, inclusiv la secțiile de votare care se vor crea, potrivit legii, pe baza solicitării a cel puțin 100 de români aflați în străinătate, într-o anumită regiune sau localitate, precum și în secțiile de vot constituite în alte localități decât în cele care și-au sediu misiunile diplomatice sau oficiile consulare. O altă completare a legislației vizează metoda de înscriere în registrul electoral. Astfel, cetățenii cu dreptul de vot în străinătate se vor putea înscrie în registrul electoral, trimitând cererea și documentele care atestă domiciliul sau reședința în afara granițelor și prin intermediul poștei electronice. Astfel, campania electorală se va desfășura în perioada 11-19 decembrie. Listele electorale permanente se vor întocmi cel târziu cu 3 zile înainte de alegeri, pe data de 8 decembrie. Pentru buna organizare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din 2016, s-a aprobat suma totală de 227,7 milioane lei. Fondurile necesare sunt prevăzute în bugetele MAI, MAE, AEP, STS, INS, pe categorii de cheltuieli.